Prefectul județului călăraș Marian Stoica a emis vineri 31 iulie ordinul privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului consilierului județean Vasilei Iliuță. Astfel se constată încetarea de drept a mandatului consilierului județean Vasilei Iliuță ca urmare a pierderii calității de membru al Partidului Național Liberal pe a cărei listă a fost ales la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. În urma acestui ordin s-a declarat vacant locul de consilier județean deținut de Vasile Iliuță. Prezentul ordin poate fi atacat în instanța de contecios administrativ. Vasile Iliuță a postat pe pagina sa de socializare următorul mesaj. Asistăm astăzi la un abuz de putere din partea unor instituții ale statului care nu ar trebui să fie controlate politic, dar care sunt folosite în interes personal. Mă voi lupta în continuare cu aceste grupări care au adus județul și municipiul în situația pe care o vedem zi de zi. Răfuielile politice sunt pentru oameni slabi. Eu prefer să încauă dreptatea în justiție atât împotriva instituțiilor cât și a persoanelor semnatare și vă asigur de continuitatea proiectului meu pentru dezvoltarea județului.